Primele 5 luni ale anului nu au fost liniștite în ceea ce privește siguranța în trafic. Oricâte acțiuni de prevenire ar desfășura polițiștii de la rutieră pe șoselele din județ, numărul accidentelor a ajuns să fie mai mare față de cel de anul trecut în aceeași perioadă. Îngrijorător este faptul că s-a înregistrat o creștere în ceea ce privește accidentele grave. Rezultatele acestora duc la creșterea numărului de persoane decedate, cât și a celor grav rănite. Numărul accidentelor per total înregistrate de la începutul anului și până în prezent este de 88, în creștere cu 2 accidente față de aceeași perioadă anului trecut. Totodată, numărul de morți a crescut de la 5 în 2014 la 12 în 2015, deci o creștere cu 7 persoane decedate. Numărul răniților grav, de asemenea, de la 19 a crescut la 23, o creștere cu 4 persoane. În ceea ce privește accidentele ușoare și persoanele rănite ușor, aici bilanțul poliției arată o scădere cu 6 incidente. În majoritatea incidentelor, principalele cauze generatoare de accidente rutiere sunt neatenția, dar și depășirea vitezei regulamentare. Potrivit reprezentanților poliției rutiere, nici în ceea ce îi privește pe pietoni, situația nu este cu totul alta. De cele mai multe ori, aceștia traversează fără să se asigure sau prin locuri nepermise. Pentru a împiedica astfel de abateri de la lege, polițiștii au întocmit un plan de măsuri. Polițiștii rutieri vor continua seria activităților pe care le desfășoară atât la nivel național cât și la nivel local pe principalele cauze generatoare de accidente rutiere și se constată de la începutul anului că una dintre cauze este această indisciplină a pietonilor, precum și neacordarea de prioritate acestora. Vom crește numărul acțiunilor și fermitatea față de constatările pe care polițiștii le au. Pentru a diminua numărul evenimentelor rutiere, polițiștii de la rutieră recomandă pietonilor să se asigure momentul în care doresc să traverseze strada și să o facă doar prin locurile special amenajate. De asemenea, oamenii legii sfătuiesc pe șofer să acorde o atenție sporită în trafic și să respecte în totalitate regulile de circulație.